Preotul răspunde. Întâlniri catehetice pe calea undelor. Stimați ascultători, în cadrul întâlnirii noastre de astăzi, îl avem alături de noi pe părintele Crin Trandafil Teodorescu. Preacucernicia sa slujește ca paroh în orașul Năsăud, la biserica cu hramul Sfântul Nicolae și izvorul Tămăduirii din cartierul Lușca. Alături de dânsul vom încerca să dăm răspunsul la o întrebare care ne frământă pe toți în zilele noastre, la fiecare pas pe care îl facem, pragmatic vorbind, dar în special în perioadele de post. Dacă este bine sau nu să oferim bani sau ajutor celor care cerșesc. Așadar, vă invităm să rămâneți alături și vă dorim să aveți cu toții parte de mult folos de pe urma cuvântului nostru. Oare ce să facem atunci când un cerșetor ne întinde mâna cerându-ne ceva? Să-i dăm sau să nu-i dăm? E creștinește? E omenește? E cetățenește? Oare nu ne înșală? Are o nevoie sau în realitate e doar un șarlatan dispus să facă bani și avere pe socoteala milosteniei noastre? Știu ce spune Sfântul Vasile cel Mare, că atunci când dai un ban, trebuie să te frigă în palmă, adică să-l ții strâns, să nu-l dai cu ușurință, să nu-l transformi în cărăușul unei căderi spirituale și trupești cu care se face omului care ți l-a cerut supor pentru viciul său, să-și continue păcatul, să bea, să fumeze, să cadă, să-l prăbușești, știu. Întrebarea asta însă, a da sau a nu da, se axează pe cerșetor, uitând că în realitate răspunsul e în ochiul pe care îl purtăm, pe care l-am primit de la Dumnezeu, fiindcă ochiul ăsta va vedea întotdeauna două categorii de cerșetori și lumea asta în care trăim ne-a format în felul acesta. În lumea civilă discutăm despre un cerșetor, un calic, un nevoiaș, care e asimilat omului finit, omului social, un element dintr-un sistem social. Știți ce este un sistem? O unitate de piese care au identitate proprie, dar care conlucrează la o funcționare eficientă. Așa este construită societatea civilă. Fiecare piesă trebuie să aibă un loc în acest ansamblu sistemic. Fiecare om are un loc într-o societate mai central sau mai marginaș. Și viziunea asta, care are originea în post-reformă, în viziunea asta îl vedem pe om doar prin valoarea lui finită, un om etatizat, strict social, un om care înseamnă ceva atâta vreme cât respiră, cât plătește taxe și are niște necesități sociale. După ce moare omul ăsta, nu mai înseamnă nimic, de fapt. El devine o cifră într-o statistică postumă, cu valoare istorică. Și aici intervine ideea de asistență socială. Dacă într-un om care îți întinde mâna vezi doar un asistat social, atunci tu nu mai faci cu el filantropie, nu faci milostenie. Faci asistență socială. Dar noi creștinii vedem mult mai mult decât atât, pentru că avem o supravedere. În omul care ne întinde mâna, noi vedem un infinit. Omul satologic, el însuși fiind un sistem întreg. Pentru că omul acela este o împărăție. Ne spune Domnul să nu căutăm aiurea împărăția lui, să o căutăm în noi. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Și omul acela nevoiaș, calicul ăla, transportă toată împărăția lui Dumnezeu, nu doar fragmente din ea. Iar omul acela se vrea iubit, nu îndreptat. Se vrea miluit, nu corijat. Se vrea, finalmente, îmbrăcat în dragoste. Că asta cerșesc, de fapt, toți oamenii. Cerșesc dragoste. Așa că răspunsul e foarte complicat. Eu însumi treceam prin ezitări și mari frământări în ceea ce privește percepția celui care mă întinde mâna. Dar lucrurile pentru mine s-au schimbat într-o zi. Când, stând în parcarea unui hipermarket, s-a apropiat de mine o cerșetoare și mi-a cerut. Și m-am căutat în buzunare și i-am dat și în clipa în care mi-a mulțumit, iar eu i-am dat și a primit, am înțeles un lucru care mi-a schimbat viața pentru totdeauna, că eu eram de fapt cerșetorul. Deși i-am dat, eu primisem. Deși pusesem în palmă niște bani și niște covrici calzi, fericirea de a fi făcut bine cuiva era darul pe care eu îl primisem.
Un duh cal și blând îmi învăluise sufletul și, deși dădusem, paradoxal, eram recunoscător pentru asta, fiindcă fără să știe cerșetoarea aia îmi oferise împărăția lui Dumnezeu într-o palmă goală întinsă. Și apoi, nu suntem toți niște cerșetori, să fim onești. Nu cerșim cu toții ceva, bogați și săraci. Nu cerem de la Dumnezeu sănătate pentru copiii noștri, prosperitate pentru familie, viață îndelungată, lungime de zile. Nu este cerșetoria supremă chiar ectenia pe care o rostim la slujbe? Dă-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne, iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm. Și mai e ceva de care trebuie să ținem cont când cineva ne întinde mâna și are nevoie de ajutorul nostru. Fiindcă atunci când nu-l cunoaștem, când nu știm cu certitudine că se zbate într-o nevoie materială, toți suntem tentați să judecăm lucrurile și să ne păstrăm luciditatea, rațiunea, să fim oameni onești, să nu ne tragă în piept. Îmi amintesc de o întâmplare povestită de părintele Nicolae de la Rohia, cred că în Jolnarul Fericirii. Înainte să se convertească, s-a dus și a spus unui călugăr ortodox: părinte, a venit la mine un fals prieten, o cunoștință, și mi-a cerut bani pentru fiica lui, care este internată în spital, care trebuie operată, dar eu știu că el de fapt este un bețiv și nu i-am dat, părinte. Și atunci părintele, privindu-l lung, a spus: trebuia să-i dai, pentru că, judecându-l, tu te-ai prăbușit. Fiindcă nu de judecat are nevoie cerșetorul din fața noastră, că toți îl judecă, dar prea puțin îl iubesc. Ochiul pe care îl purtăm noi ne spune limpede cine este cerșetorul din fața noastră, ce vedem în cel din jurul nostru. Uneori suntem înșelați, într-adevăr, și nu e drept să dăm bani celor care nu au nevoie de ei. Se folosesc de milostenia noastră ca să propășească. Nu e drept. Dar de când e dreptatea mai mare decât iubirea? Nu e iubirea mai mare decât toate? Nu e iubirea mai mare chiar decât credința, decât speranța și chiar decât dreptatea? Oare e drept ca Dumnezeu să ne iubească? Nu e drept. Pentru că nu merităm. Și totuși o face. Pentru că iubirea le acoperă pe toate. Și dragostea, e bine, dragostea nu cade niciodată. Și știți de ce e iubirea mai mare decât orice? Pentru că Dumnezeu este iubire. Eram în București cu cineva în mașină la un stop și deodată bate un cerșetor în parbriz. Eu, dă-i repede cu judecata, îl evaluam matematic, o fi nevoiaș, o fi un șarlatan. Și sare omul care conducea mașina și aleargă la portbagaj. Frații mei, avea acolo un coș pregătit cu de toate, cu sandvișuri, cu iaurturi și mandarine. Aștepta să-i se ceară. Și se făcuse verde și claxonau mașinile din coloană într-o exasperare rudă cu disperarea. Și omul nostru nimic. El făcea iubire cerșetorului. Că mila este copilul iubirii, așa să știți. Acolo, sub un semafor de lângă Ateneu, eu asistam la o hagiografie scrisă sub ochii mei. Ce lecții mi-a dat Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc. Sărut mâna. Așa că priviți-vă pe voi atunci când vi se cere, când vedeți o palmă întinsă. Pentru că orice cerșetor este și un cercetător al inimii noastre. Poate că e chiar Hristos în zdrențe, veni să-ți toarne Duhul Sfânt pe inimă și să-ți oboteze în iubirea Lui. Iubiți înainte de a fi drepți. Și dacă sufletul vostru vă spune să dați, dați. Și nu dați, dacă rațiunea vă interzice. Dar nu uitați, mai mare decât toate este dragostea. Dragostea nu cade niciodată, iar Dumnezeu dragoste este. Stimați ascultători, alături de noi a fost părintele Crin Trandafil Teodorescu, paroh în orașul Năsăud, la biserica cu hramul Sfântul Nicolae și izvorul Tămăduirii, din cartierul Lușca, căruia îi mulțumim pentru bunăvoință și pentru că a răspuns pozitiv la provocarea noastră. Și de asemenea îi mulțumim pentru că ne-a amintit încă o dată că mai mare decât toate în această lume și nu numai, este dragostea. Și potrivit cuvântului Sfântului Apostol Pavel, dragostea nu cade niciodată. Și noi cu toții știm că Dumnezeu dragoste este. Până data viitoare, vă îndemnăm să rămâneți într-o dragoste, ca să fiți fii ai celui prea înalt.
Preotul răspunde. Întâlniri catehetice pe calea undelor.